Pun um găsit prieteni dragi Încep prin a-mi cere scuze pentru inactivitatea mea din ultimele zile, dar din păcate un eveniment neplăcut petrecut în familie acum o lună m-au făcut să ajung aproape zi de zi acasă după 8-9 seara și dacă în cea mai mare parte a timpului am reușit să țin pasul, în acest weekend am clacat puțin și din păcate nu am reușit să mai fac nimic. Chiar dacă mai durează încă ceva săptămâni până totul revine la normal, sper ca de acum să fiu prezent mai des decât am făcut-o în ultima săptămână. Acum să trecem la oile noastre, pardon, la concurenții Noștri. Așadar, peste o săptămână și ceva vom avea un nou cuplu în casă. De altfel, dacă nu mă înșel, este și singurul în acest moment. Ionuț o va cere de iubită și Bianca va accepta, așa că cei doi porumbei vor putea zbura în voie pe aripile dragostei. Doar că, încă de la intrarea lui Ionuț în casă, parcă totul era prea perfect ca să fie adevărat. Bianca, toată numai un zâmbet, fericită la maxim că fotograful Ionuț și-a îndreptat privirea asupra ei, iar el cu atenția doar asupra ei, cuvinte dur spuse cu fiecare ocazie, așa cum am spus, totul prea perfect ca să fie adevărat într-un final. Există o posibilitate mare ca finalul sezonului să-i găsească împreună. Din două motive, aș spune eu. Nu cred că Bianca vine și în sezonul 3 ca să fie nevoită să se despartă, și al doilea motiv, prea mult timp din acest sezon nu mai poate fi astfel încât să aibă timp ca Bianca să-și facă tabieturile cu noul ei iubit. Știm foarte bine cum este ea în relații. La început curge numai lapte și miere, apoi ceva se întâmplă în sufletul ei și ori descoperă că totul sunt lucruri ce nu-i plac, ori iubitul îi este eliminat. Doar așa, ca ea să rămână singură din nou. Nu cred că este cazul să o mai prindă finalul sezonului singură, dar în libertate nici nu cred că vor exista ei prea mult timp. Dar nu rămâne decât ca timpul să demonstreze orică eu am dreptate, orică iubirea lor este adevărată. Cam atât momentar, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.